Duminică 18 octombrie 2015, de la ora 13, Garda Apulum va susține o reprezentație în fața porții a 4-a a cetății Alba Carolina cu ocazia împlinirii a 3 ani de la lansarea oficială a trupei de renactori Alba Iulieni. Suntem la un moment important din evoluția noastră. În 2012 a luat noastră acest proiect pe care îl cunoaștem cu toții, Alba Iulieni, Garda Apulum, în care fac parte astăzi Legiunea Roman, Războinici, Daci, Gladiatori și Dansatoare. În 2012 am început doar cu romani, legionari, un centurion vexilifer și tribunul Legatus Legionis. Astăzi avem peste 55 de oameni în asociație. Ne bucurăm că putem implica atât de mulți oameni în acțiunile noastre și să facem cunoscut patrimoniul orașului Alba Iulia, atât în foarte multe orașe din țară, cât și în afara țării. Iar duminică, cu această ocazie, vă invităm să sărbați alături de noi împlinirea celor 3 ani de la debutul activității noastre în Alba Iulia. Evenimentul va avea loc în fața porții a 4-a, după care vom continua cu câteva acțiuni în fața muzeului sau în curtea, în incinta muzeului Principia. O să avem niște demonstrații, cunoscutele noastre demonstrații militare dintre daci și romani, un moment de dans, o luptă de gladiatori și câteva ateliere pentru publicul larg. Trupa are 4 formații, Legiunea 13-a Gemina, Lupii Apulonului, Ludus Apulensis și Magna Nemesis, grupate sub titulatura de Garda Apulum. Aceasta s-a remarcat în cei 3 ani de activitate prin participarea cu succes la 10 de evenimente în țară, dar și în străinătate.